2014 a trecut un an plin de lucruri care au fost pe de-o parte bune, pe de-o parte oribile de-a dreptul. Iar 2015 doar ce a început, un an nou plin de speranță, care cu siguranță va fi zdrobită, sugrumată de ghearele însângerate ale chestiei care au murit și 2014. Credeți-mă când spun că este un criminal în serie de undeva pe aici, pentru că fiecare an se termină cumva pur și simplu dispare în noapte, se evaporă în efemerul întunericului, fix la miez de noapte fiecare an dispare. Clar, avem de-a face cu un criminal în serie. Dar pe lângă asta, acesta este top 7 speranțe pentru 2015. Un top dedicat acelor speranțe pe care le avem cu toții, majoritatea dintre noi. E destui, o câțiva, unul, doi, eu, bine eu, mereu eu. Nu neapărat lucruri care cred că se vor întâmpla în 2015 pentru că nu s-au întâmplat nici în 2014, dar care dacă s-ar întâmpla atunci ar fi cel mai tare lucru vreodată făcut în 2015 sau 14 sau când vroiam să se întâmple prima oară. Acestea fiind spuse, să sperăm că locul 7, The Witcher 3 nu va suce. Așteptările pe care le aveam cu toții pentru The Witcher 2 au fost imense, pentru că serios avea cum să fie altceva decât imense. E vorba de CD Projekt, un studio care a făcut The Witcher un joc bun, un joc anormal de bun pentru ceea ce era. O sigur avea lupte proaste, dar mesiva bun. Iar cu The Witcher 2 schimbau predominant sistemul de lupte, îl făceau mai orientat pe acțiune, mai dinamic, mai un sistem de lupte adevărat. Dar apoi au făcut câteva mici greșeli cu evenimente quick time, săritul la comandă tot prin quick time, lupte complet neechilibrate și faptul că varianta de PC care a fost lansată înainte de toate nu era o variantă de PC, era o portare a variantei de Xbox care nu fusese lansată încă și le-a luat cam un an să facă varianta adevărată de PC. Poate cu The Witcher 3 nu vor face aceeași chestie, aceeași greșeală, aceleași greșeli de fapt. Din nou, poate vor face și un inventar ce nu este complet stupid și o involuție a celui din The Witcher 1 care în sine în varianta sa inițială era stupid. Poate vei putea sări unde vrei, nu când spune jocul că vrei să sări. Poate că bătăliile nu se vor termina cu apasă X pentru a omorî monstrul și poate că părul lui Geralt nu va mai arăta ca o mătură. Locul 6. Speranța că Half-Life 3 va fi anunțat. Am această speranță cam în fiecare an din ultimii 3 sau 4, dar anul ăsta parcă simt că se va întâmpla, parcă simt că Valve va anunța Half-Life 3. Că la GDC sau la E3 sau la Gamescom, Gabe Newell se va urca pe scenă, într-un pardesiu întunecat, îl va desface și va dezvălui lumii un tricou cu Half-Life 3 și nu va spune nimic. Doar se va uita în ochii tuturor simultan, pentru că este Gabe Newell și poate să facă asta, și va zâmbi. Și toată lumea va fi în picioare aplaudând, aruncând cu diverse obiecte precum izmene, sutiene sau flori către scenă, iar Gabe se va acoperi la loc și va intra în umbră. Iar peste 3 ani, Half-Life 3 va fi anunțat că este amânat pentru 2020, dar va fi pe drum, confirmat. Sau măcar că vor băga odată Gunman Chronicles pe Steam, ce naiba vă ia atâția ani? Jocul vostru, practic, dețineți drepturile pentru el. Locul 5. Speranța că Pillars of Eternity va fi euforic. Când a fost lansat în beta, câțiva oameni au observat că poate că mecanic, numeric, jocul nu era tocmai chiar atât de rafinat, pentru că numerele parcă băteau toate către a însemna nimic. Motiv pentru care jocul a fost amânat. În speranța că numerele vor însemna ceva, că să ai un punct în plus la strength te va face să te simți de parcă ai avea un punct în plus la strength ca în Baldur's Gate 2. Sper că întreg jocul să fie o minunăție, că întreg jocul va avea lupte grozave, va avea o lume interesantă, va avea personaje superi, va avea o poveste cu tremurător de perfectă, că va aduce lumii ceea ce BioWare n-a fost în stare de ani de zile. Un joc care să rivalizeze cu Baldur's Gate, care să rivalizeze cu Icewind Dale, care să le întreacă pe toate, care să fie computer RPG-ul ce mă va face să mă uit la Divinity Original Sin și să spun, ai acum competiție, dar încă te iubesc. Locul 4. Că demonul va fi înfrânt. Care demon, vă întrebați? Unul singur. Cel ce infestează an după an diverse studiouri și le corupe inima. Acum ceva vreme Electronic Arts avea demonul. Acel demon care îi forța să lanseze SimCity sau Syndicate sau noul Dungeon Keeper pentru mobile și apoi să spună că au inovat prea mult cu el și că de aia n-a fost pe placul lumii. Acel demon care acum i-a părăsit după ce s-a înfruptat cu esența lor ani de zile. Aparent atunci când Electronic Arts a deschis Origin și a decis să publice jocuri ale altor companii, demonul a plecat la celelalte companii, adică are sens. Din momentul în care Ubisoft a început să publice jocuri pe Origin, a început să se comporte ca Electronic Arts pe vremuri. Acum Ubisoft este jigodia industriei. Ubisoft inventează scuze de tot râsul pentru a justifica comportamentul său în totalmente împotriva clientului. E clar că acest demon trebuie înfrânt, că cineva trebuie să-l izoleze cumva și să-l implodeze în jurul său, doar astfel fiind posibilă înfrângerea sa. Poate dacă va infecta cumva un studio sau o companie așa mai mare care va da faliment, atunci ar fi șansa ca demonul să rămână acolo prins în rămășițele arzând ale companiei. Nu spun că trebuie să fie Ubisoft, poate fi și altă companie, dar dacă nu este alta, atunci Ubisoft trebuie să facă acest sacrificiu pentru lumea întreagă, pentru ca industria să scape de tirania acestui demon. Locul 3. Speranța că vom avea audiență mai mare ca poza unei pisici pe internet.
O, sigur, poate că este o speranță cam prea ridicată, adică poza unei pisici pe internet. Parcă ni s-a urcat deja faima la cap, nu credeți? Dar dacă nu, atunci măcar poza unui câine pe internet care face ceva stupid, care n-are generat la fel de multe hituri ca poza unei pisici, făcând literalmente nimic, dar totuși mai mult decât ceea ce avem noi zi de zi și an de an și deceniu după deceniu. Poate că anul acesta, prin conținut nou, prin conținut interesant, prin multă muncă, prin realizarea faptului că prin multă muncă, conținut interesant și conținut nou, n-am avut niciodată audiență, vom reuși să facem ceea ce literalmente face o pisică atunci când stă degeaba sau doarme. Locul 2. Speranța că la toamnă voi face un upgrade. Da, un upgrade la acest PC. De ce aș avea nevoie de un upgrade, vă întrebați? Pentru că procesorul este acum vechi de 8 ani. Memoria RAM nu se mai fabrică. Iar când placa video a fost lansată, era literalmente prima care să suporte DirectX 11. Apoi, placa de bază nu suportă la fel de mult RAM ca unele telefoane, iar carcasa predatează concepte atât de futuristice precum aerisire sau componente mai mari decât extrem de mici. Imaginați-vă doar ce lume minunată ar fi. Emisiuni în Full HD pe 1920x1080 la 30 de cadre fluide pentru că nu sunt nebun să merg până la 60. Imaginați-vă doar emisiuni demo la care sunetul nu va mai sacada și nu se va întrerupe în mod constant cu blipăituri și crăpături pentru că procesorul este literalmente sugrumat de joc și de captură. Timp de codare pentru emisiuni care nu se întind pe mai mult de 3 ore. Ar fi grozav și ar putea rula Minecraft. Și acum speranța cea mai mare pentru anul 2015. Că voi face un joc, da, că voi face un joc, unul întreg, dar nu orice fel de joc și nu prin orice fel. Voi face un joc în cel mai leneș mod posibil, căutând metoda care garantat îmi va permite să fac unul cap-coadă cu efort atât de puțin încât îmi vor închina o statuie a Lenny, pe care va fi inscripția Leninul Lenny. Pentru că cine a făcut inscripția a fost prea leneș ca să se uite pe Wikipedia cine a fost Lenin. Iar jocul va fi grozav. Presim deja că îi voi da 10 din 10. Și nu, asta nu este un conflict de interes, pentru că nu mă interesează dacă este un conflict de interes. Astfel se încheie acest top dedicat speranțelor pentru 2015. O mențiune specială este acordată speranței că o anumită carte ce va fi lansată în martie va vinde măcar 10 exemplare până la finalul anului. Speram 100, dar am măcar 3 în total, deci măcar încă o persoană să o cumpere și ar fi superb. 4 ani de muncă validați. Ha, bun venit în 2015, anul în care planeta se va învârti la fel ca în ultimii ani, dar o va face cu câteva picosecunde mai lent.